Mi-e foarte greu să dau un răspuns exact, pentru că e prima dată când particip, adică sunt concurent, să spun așa. Și atunci e prima dată când văd cumva din interior și cel puțin pentru noi anul ăsta a fost o experiență senzațional de frumoasă. Adică și pentru că am participat în concurs, dar și pentru că am avut o sală, nu știu, sună un pic ciudat, dar neașteptat de bună. Adică ne-au primit cu mare căldură și a fost foarte frumos pentru noi. Din punctul meu de vedere și al nostru, noi am făcut un spectacol adresat publicului, adică cu target publicul. Și atunci, în contextul ăsta în care am avut o seară plină și oamenii au reacționat foarte bine și au participat, eu nu am ce să-mi doresc mai mult decât atât. Adică pentru noi e mult peste punctul de pornire, adică ce ne-am propus. Adică e perfect din punctul meu de vedere, ca public și ca tot, pentru noi a fost de vis. Am așteptare, adică aștept să văd spectacole cât mai variate și aștept să fiu cumva surprins în ideea în care mi-ar plăcea să văd tot timpul spectacole cât mai diferite și pe teme diferite și pe forme de limbaj diferite, adică să văd și o zonă de temă politică și o zonă de comedie și o zonă de teatru experimental. Adică mi-ar plăcea să fie o masă de proiecte care sunt fundamental diferite, dar în același timp poate să conviețuiască și publicul uneia nu e neapărat numai publicul genului ăla de teatru. Și atunci se formează așa, o masă de spectacole altfel, să le spun. Din afară, eu zic că se vede bine, adică are un renume, are o reputație, adică toată lumea știe de el. Eu sunt regizor de film la bază, așa că eu am auzit tot timpul de Undercloud, dar nu am participat fiind mai mult în lumea filmului decât în lumea teatrului. Așa că, și fiind și prima dată când particip, a fost și o onoare că am participat, dar a fost și o bucurie a faptului că știu că e un festival care are o vizibilitate destul de mare. La cât mai multe ediții, cât mai reușite, cu cât mai mulți actori și regizori și spectatori și oameni în general. Și la, adică toate cele bune, nu știu cum să zic, dar în general să fie spectacole, oameni în continuare, din ce în ce mai mulți, dacă se poate, că vă spun că asta își dorește și Undercloud și asta își doresc și oamenii care se suie pe scenă.